Povestirii cu tâlc. O mică sămânță de adevăr care intenționează să cadă într-un anumit soi de pământ. Simbolul seminței este acolo. O mică sămânță de adevăr vom avea și în această dimineață. Întrebarea cea mai practică pentru noi este: în ce fel de pământ va cădea? S-ar putea să cadă în drum și să mănânce păsările, să nu însemne absolut nimic pentru unii dintre noi. S-ar putea să cadă într-un loc stâncos, să prindă repede viață, să se înalțe și apoi să usuce soarele când vin încercările. S-ar putea să cadă între spini și aceștia să crească și să o sufoce. Sau s-ar putea să cadă într-un pământ bun, să crească și să aducă rod. Povestirea de astăzi cu tâlc este smochinul neroditor. Îl găsim în Luca 13, de la 6 la 9. Ascultați povestirea așa cum o relatează Domnul Iisus. Un om avea un smochin plantat în via sa. A venit să caute roade în el, dar n-a găsit. Atunci a zis vierului: iată că sunt deja 3 ani de când vin și caut roade în acest smochin, dar nu găsesc. Taie-l. De ce să mai secătuiască pământul degeaba? Însă acesta, răspunzând, i-a zis: stăpâne, mai lasă-l și anul acesta, iar eu voi săpa în jurul lui și voi pune gunoi. Poate că de acum înainte va face roade. Dacă nu, îl vei tăia. Iată încă o parabolă care spune mai mult decât spune și s-ar prea putea să spună altceva decât pare să spună. Foarte multe parabole sunt mult mai bogate decât le desfășurăm noi aici. Iată smochinul neroditor, o alegorie plină de învățătură. Când vine vorba de o alegorie de felul acesta, automat, obligatoriu, fiecare dintre noi, prima tendință este să încercăm să vedem semnificațiile alegoriei, să vedem ce înseamnă fiecare element. Și asta uneori ne ajută, alteori ne încurcă. Așa că, după cum am spus de foarte multe ori, o parabolă, o povestire cu tâlc are un înțeles principal. Și nu întotdeauna așezarea elementelor prezente în povestire ne poate fi de folos. Și mai mult, în funcție de cum alegem să găsim analogiile, de acolo ne pleacă mai departe înțelesul, sămânța pe care vrem să o comunicăm. Așa că stăm în fața smochinului neroditor și sunt cel puțin 4 perspective pe care le-am descoperit la tot felul de oameni de abordare a acestei pilde. O perspectivă este următoarea. Smochinul este un pom neroditor. Proprietarul, stăpânul acela din pildă, este fie un om ignorant, dezinteresat, sau un om răzvrătit împotriva legii lui Dumnezeu. De ce spunem asta? De ce spun asta unii? Pentru că după 3 ani, stăpânul, proprietarul, voia să taie pomul, deși un stăpân care cunoaște legea lui Moise trebuia să știe că rodul din anul al 4-lea aparținea Domnului, nu lui. În Levitic 19, 23-24, asta spune legea lui Moise: când veți intra în țară și veți planta tot felul de pom pentru hrană, să priviți roadele lor ca fiind interzise. Timp de 3 ani să fie interzise pentru voi, să nu le mâncați. În al 4-lea an, toate roadele lor să fie închinate Domnului spre lauda lui. În al 5-lea an, să mâncați din roadele lor, pentru ca roadele lor să vi se înmulțească. Deci, fie proprietarul nu știa legea, era ignorant, fie o știa, dar refuza să o împlinească. Vierul, în această abordare, este un om interesat să împlinească voia lui Dumnezeu, să-i aducă închinare, vrea să îngrijească smochinul, astfel încât să aducă rod în al 4-lea an, anul în care roadele sunt de drept ale Domnului.
Iar cei 3 ani în această abordare este o perioadă de nerăbdare acută, aberantă, nu mai am răbdare, vreau, îl tăiem, am terminat cu el. Deci, parabola, din această perspectivă, prezintă două moduri de viață, nu doar complet diferite, ci și contrastante. O altă semnificație alegoriei poate fi următoarea. Proprietarul este stăpânul lumii acesteia, care nu vede sau se împotrivește rostului poporului Israel pe planeta aceasta. Pentru că via apoi este împărăția lui Dumnezeu, iar smochinul este poporul Israel. Iar stăpânul lumii acesteia vrea să-l taie înainte de a duce rod, în al patrulea an, înainte de a duce rod pentru Dumnezeu, vrea să-l taie. 3 ani, sugerează această abordare, sunt 3 perioade istorice, judecătorii, regii și marii preoți, de după întoarcerea din robie. 3 perioade istorice în care poporul n-a rodit. Vierul este Iisus Mesia, care vine să împlinească rolul existenței poporului Israel și îl mai îngrijește încă un an, al patrulea, ca să-și împlinească scopul. Rodul este pentru Dumnezeu, conform legii pe care am citit-o, articolul de lege din Levitic 19. Să aducă rod în anul al patrulea, rod ce aparține lui Dumnezeu. O a treia abordare a povestirii cu tâlc este următoarea. Proprietarul este Dumnezeu Tatăl, Iahve. Via este împărăția cea mare a lui Dumnezeu, smochinul este poporul Israel, vierul este Iisus Hristos, iar cei 3 ani sunt 3 ani de zile de lucrare în zadar a lui Iisus, în care poporul, după 3 ani de lucrare, îl respinge pe Iisus și se pregătește să-l răstignească. Iar o a patra abordare posibilă a unei povestiri cu tâlc, a acestei povestiri cu tâlc, este următoarea. Proprietarul este Dumnezeu Tatăl, via este omenirea, orice om. Smochinul este orice credincios chemat să rodească. Vierul este Iisus Hristos, mijlocitorul, avocatul, apărătorul nostru, care intervine pentru noi și lucrează pentru rodirea noastră. Iar cei 3 ani reprezintă îndelunga răbdare a lui Dumnezeu pentru fiecare om. Iată 4 perspective. Fiecare perspectivă te conduce în alte direcții sau în alte nuanțe ale învățăturii, ale seminței de adevăr. 4 perspective, unele cu posibile defecte, unele improbabile. Nu ne propunem să le analizăm și să le punem în dezbatere gradul lor de adevăr sau de corectitudine. Ne vom feri să mergem pe perspectivele de nișă și vom încerca să abordăm textul direct, așa cum este scris, să căutăm aplicațiile practice pe care Iisus a intenționat să ne le trimită. Așa că, luând povestirea în sine, descoperim 3 mari adevăruri. 1. În mod cert, Dumnezeu așteaptă roade de la tine. Un om avea un smochin plantat în via sa, a venit să caute roade în el, dar n-a găsit. Proprietarul, stăpânul, Dumnezeu, nu a uitat de investiția făcută, vine cu consecvență să-l inspecteze. Adevărul acesta este clar exprimat și de Iisus în Ioan 15:16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Deci, în mod cert, Dumnezeu așteaptă roade de la mine. Dar când facem o astfel de afirmație, dorința de a fi practic și aplicabil la acestui adevăr ne împinge la o întrebare. Bun, dar Dumnezeu așteaptă roadă de la mine. Dar ce este roada? De fapt, ce așteaptă Dumnezeu? Ce este roada? E bine, roada are următoarele înțelesuri, conform Scripturii. Roada poate fi roada Duhului Sfânt sau rodirea Duhului în noi. Are de a face cu acea rodire personală, cu transformarea noastră în omul cel nou, o transformare a caracterului, rodirea Duhului în noi. Dar roada mai înseamnă, conform Scripturii, și lucrarea Duhului Sfânt sau rodirea Duhului prin noi. Rodirea trebuie înțeleasă și ca contribuție la edificarea bisericii, a comunității, și contribuția la lărgirea împărăției prin răspândirea Evangheliei. Scriptura susține lucrul acesta în fel și chip. 1 Corinteni 12:7. Fiecăruia este dată manifestarea Duhului pentru folosul tuturor. Zidirea, edificarea bisericii. Sau în Ioan 17:18-20. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu în lume. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Deci,
Rodirea Duhului în noi și rodirea Duhului prin noi sunt două aspecte complementare și inseparabile. Când vorbim despre roadă, despre ce așteaptă Dumnezeu de la noi, trebuie să le avem în vedere ambele aspecte, complementare și inseparabile. Și să nu uităm, până când Duhul nu rodește în noi, El nu va putea rodi prin noi. Așa că, când vorbim de roadă, ar trebui să înțelegem în felul următor. Rodirea este contribuția noastră la transformarea personală după chipul și asemănarea Domnului Iisus, contribuția noastră la zidirea trupului lui Hristos, edificarea trupului lui Hristos și contribuția noastră la lărgirea împărăției lui Dumnezeu prin răspândirea Evangheliei. Roada le cuprinde pe toate. Roada nu înseamnă doar câte suflete ai adus tu la Hristos. Noi nu aducem nici unul. Sincer, nu aducem nici unul. Dar avem datoria să spunem. Altcineva convinge, altcineva le vorbește, altcineva îi aduce. Așa că rodirea are cele trei componente pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi. Dumnezeu așteaptă roade de la mine. Numai să nu uităm, Duhul Sfânt nu va putea rodi prin noi dacă nu a lucrat mai întâi în noi. Dar după ce am aflat că Dumnezeu așteaptă roade de la noi, am aflat ce înseamnă roada, mai vine o întrebare foarte practică. Bun, dar cum are loc rodirea? Cum rodim noi? Și din nou Scriptura ne răspunde. Cum rodim? Cum are loc rodirea în noi? Iisus ne spune în Ioan 15:4. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți să aduceți roadă dacă nu rămâneți în mine. A, bun, deci noi rodim dacă rămânem în el, în mlădiță. Bun, dar practic ce înseamnă asta? Da, eu vreau să rămân în mlădiță, dar ce înseamnă asta? Ce înseamnă rămânerea în mlădiță, rămânerea în el, în Hristos? Ce înseamnă? Și aceasta ne explică Scriptura, pentru că Scriptura se explică pe sine. Rămânerea în Hristos nu poate fi echivalată cu a fi înscris în registrul unei biserici. Să nu ne amăgim. Rămânerea în Hristos nu poate fi echivalată cu participarea la activitățile religioase ale unei biserici. Rămânerea în Hristos nu poate fi echivalată cu practicarea unor ritualuri religioase, fie ele și discipline spirituale. Ci rămânerea în Hristos trebuie definit neapărat ca o relație vie. Rămânere. Ceva funcționează. Așa că, concret totuși, ce înseamnă rămâne, să rămân în El, am înțeles. Dumnezeu așteaptă să aduc roade. Roadă înseamnă trei elemente. Cum rodesc? Rămânând în El. Bine, dar cum rămân în El? Când Dumnezeu îmi spune rămâi în mine și aduci roadă, eu îl întreb, bine, Doamne, dar cum rămân în tine? Și Scriptura se explică cu Scriptura. Ce înseamnă a rămâne în El? Înseamnă trei lucruri. Unu, păzirea credinței adevărate. Asta o spune Domnul Iisus, o spune Ioan în 1 Ioan 2:24. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Și ascultați, dacă rămâne în voi ceea ce ați auzit de la început, și voi veți rămânea în Fiul și în Tatăl. Sau tot Ioan în 1 Ioan 4:15. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Deci a rămâne în Hristos înseamnă să stai lipit de învățătura adevărată. Să păzești credința adevărată așa cum ai primit-o. Învățătura sănătoasă din Scripturi. Și incredibil cât de actual este un astfel de mesaj când apar o mulțime de grupări care își zic biserici cu deviații de fel și chip. A rămâne în Hristos înseamnă să păzești credința adevărată așa cum am auzit-o de la început. Și mare atenție la cine este Iisus. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Iisus. Pentru că nu avem cum să rămânem în El fără convingeri corecte. Și nici nu ne putem ordona viața fără convingerile corecte. Când convingerile tale sunt false, greșite,
Trăirea ta va merge în direcția convingerilor tale. Așa că a rămâne în el, în primul rând, înseamnă să fii foarte atent la setul tău de credință. Să fie biblic, să fie acolo, primit de la început. Dar Scriptura ne mai spune ceva. A rămâne în el nu înseamnă doar să păzești credința adevărată, mai înseamnă și să trăiești în ascultare de el. Tot Ioan ne învață în 1 Ioan 3:24, cel ce păzește poruncile lui rămâne în el, iar el în acesta. Sau autorul epistolei către evrei, Evrei 3:12, luați seama, dar fraților, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Adică să nu mai rămâi în Dumnezeul cel viu. Așa că rămâne în el înseamnă a păzi credința adevărată, corectă, înseamnă a trăi în ascultare de el și mai înseamnă are de a face cu relațiile semnificative și sănătoase cu cei din familia lui Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, spune Ioan în 1 Ioan 4:12, dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea lui a ajuns desăvârșită în noi. Deci, cum rodim? Rămânând în el. Ce înseamnă să rămânem în el? Aceste trei lucruri pe care Scriptura le menționează. Rămânând în el, el se ocupă de noi. Și asta am mai spus de atâtea ori, dar merită repetat și pentru că conține un soi de speranță și curaj în fața, dacă vrei, a greutăților vieții. Rămânând în el, el se ocupă de noi. Adică Dumnezeu dezvoltă roada Duhului în viața mea, îngăduind să treci prin situații în care ești ispitit să-ți exprimi exact opusul calității respective. Adică noi nu putem spune că, eu știu, iubim oamenii dacă până la urmă nu avem niște oameni greu de iubit în jurul nostru. Noi nu știm că iubim, într-adevăr, până când nu avem oameni greu de iubit. Și acolo îți dai examenul. De aceea, deseori Dumnezeu ne învață dragostea, dacă este să luăm roada Duhului din Galateni, Dumnezeu ne învață dragostea lăsând oameni greu de iubit în jurul nostru. Abia când știi să iubești pe aceștia, poți spune că în tine a rodit dragostea. Bucuria, Dumnezeu ne învață bucuria lăsând încercări în viața noastră. N-ai cum să știi că ești bucuros până când nu treci printr-o încercare. Tu poți să zici, eu sunt un foarte bucuros. Dar asta o dovedești doar atunci când ești în mijlocul unei încercări și continui să rămâi bucuros. Dumnezeu ne învață pacea, lăsând peste noi timpuri de confuzie. Tu poți să afirmi ușor, din vârful limbii, eu sunt un om plin de pace. Abia pacea aceasta ți-o dovedești, a crescut în tine când te afli în timpuri de confuzie și în ciuda confuziei, tu ești liniștit și plin de pace înaintea Lui. Dumnezeu ne învață îndelunga răbdare, întârziind împlinirea nevoilor noastre. Tu poți să spui ușor, eu sunt îndelung răbdător. Dar asta o vei dovedi doar atunci când te afli într-o situație de criză în care nevoile nu sunt împlinite. Acolo se vede dacă îndelunga răbdare a crescut în tine ca roada Duhului. Dumnezeu deseori ne învață bunătatea, lăsând peste noi situații în care avea tot dreptul de a respinge sau a pedepsi. Este ușor să spui, eu sunt un om bun. În general sunt bun. Bunătatea ta se va dovedi că a crescut în tine, că a rodit, doar când te afli în niște situații în care ai avea dreptul să pedepsești, să respingi și ales să nu faci. Acolo se dovedește bunătatea. Dumnezeu deseori ne învață generozitatea, înconjurându-ne cu oameni aflați în nevoie de tot felul. E ușor să spui, eu sunt un om foarte generos. Asta se vede când ai niște oameni în nevoie și găsești soluții să-i ajuți. Abia acolo, generozitatea ta capătă chip, a rodit în tine. Dumnezeu deseori ne învață credincioșia, lăsând peste noi situații în care ispita neloialității îți dă târcoale. Poți să spui că tu ești un om credincios, loial, până că nu te afli într-o situație de neloialitate pe care o învingi. Roada asta a Duhului este doar de pe vârful buzelor. Dumnezeu ne învață blândețea,
Deseori lăsând peste noi situații în care afirmarea de sine este facilă sau situații în care alții îți iau înainte. Este ușor să spui eu sunt un om blând sau smerit. Abia când alții îți iau înainte îți dai seama că ești sau nu ești, cât de tare te râcâie lucrul acesta. Dumnezeu ne învață deseori înfrânarea, lăsând situații în care împlinirea nelegitimă a dorințelor ne dă târcoale. Este ușor să spui sunt un om controlat, cumpătat, dar dovedești că ești, că a rodit în tine cumpătarea aceasta, doar atunci când știi să-ți ții în frâu dorințele nelegitime. Așa că a rămâne în el, produce roadă. Rămânând în el, el se ocupă de noi și în felul acesta. Mai rămâne un adevăr de menționat aici, care este foarte important pentru fiecare din noi. Rămânerea în viță este o responsabilitate a mlădiței. Imperativul din versetul 4 din Ioan 15 este: rămâneți în mine. Plasează responsabilitatea rămânerii în Hristos pe umerii noștri. În Noul Testament există 67 de versete care menționează cuvântul roadă. 54 din ele folosesc un cuvânt derivant din cuvântul harpazo, care sugerează acțiunea de a apuca, de a captura, de a cuceri. Sugerează o acțiune focalizată, un efort de obține. Așa că rămâneți în viță, sugerează în mod clar că este responsabilitatea ta să apuci, să cucerești, să dezvolți, depui un efort ca să obții, să crești în tine roada respectivă. Așa că, privind la primul punct al parabolei, Dumnezeu așteaptă roade de la tine. Întrebările aplicative pentru noi sunt: este viața ta roditoare? Dacă nu prea, ce anume îți sugrumă rodirea? Ce anume te împiedică? Descoperă. Ocupi spațiu, dai senzația de viață, dar ești neroditor? Poate este vremea să identifici câțiva pași practici pe care îi poți face ca să aduci roade. Să crești în anumite domenii pe care le vezi deficitare. Dumnezeu caută rod în viața ta. Apoi, Dumnezeu așteaptă progres. Iată că sunt deja 3 ani de când vin și caut roade în acest mochin, dar nu găsesc. Taie el, de ce să mai secătuiască pământul degeaba? După o investiție de câțiva ani de zile în smochinul acesta, proprietarul așteaptă progres, maturizare. De 3 ani îl urmăresc. Nu văd niciun progres. Suntem responsabili pentru binecuvântările primite, dacă noi suntem smochinul. Dumnezeu așteaptă progres de la noi, maturizare, creștere. Pentru că nerodirea, nematurizarea are niște implicații grave. Ne spune tot parabola. Poate cineva să fie în Hristos și să nu aducă roadă? Da, pentru o vreme. Nu-ți poți permite pentru multă vreme nerodire și viață în același timp. Ne învață parabola noastră. Te poți ascunde în mijlocul turmei fără să fii al păstorului. Poți să fii o mlădiță în viță care nu produce nimic o vreme. Între cei peste 2 miliarde de creștini, prea mulți sunt niște creștini nominali, creștini care doar umplu spațiu fără să aducă vreun rod. Așa că întrebarea aplicativă pentru noi este: ce ai făcut cu investiția lui Dumnezeu în tine? Progresezi acolo? Ți-a pus o Biblie în mâini ca să-L poți cunoaște? Te-ai întâlnit cu Hristos? Ai primit Duhul Sfânt? Ai primit darurile Duhului Sfânt? Ce faci cu ele? Ții doar umbră pământului? Poți, pentru o vreme. Dar nu-ți poți permite pentru multă vreme nerodire și viață în același timp. Așa că învățătura pildei, vârful de lance a pildei, este cât se poate de clar. Dumnezeu caută rod la tine, Dumnezeu așteaptă progres de la tine și ultimul gând, Dumnezeu își extinde lucrarea pentru tine, în tine, încă un an. Însă acesta, vierul, răspunzând, a zis: stăpâne, mai lasă-l și anul acesta, iar eu voi săpa în jurul lui și voi pune gunoi. Poate că de acum înainte va face roade, dacă nu,
îl vei tăia. Aceasta este vestea bună a parabolei. Nu știu cum ne-am caracterizat fiecare din noi la primele două puncte. Aduci rod? Aduci rod în cele trei sensuri? Rămâi în el în cele trei sensuri? Crești, progresezi, te maturizezi odată cu trecerea zilelor, anilor? Și fiecare am dat niște răspunsuri și ne vedem niște minusuri și niște zone, domenii în care avem de lucrat. Vestea bună a parabolei este acest ultim adevăr. Dumnezeu își extinde îndurarea încă un an. Pentru că nu cred că este o persoană aici care să spună stau bine la primele două puncte. N-am nici o treabă. Și de aceea finalul este optimist, nu înfricoșător. Dumnezeu își extinde îndurarea. Cineva pledează pentru tine. Aceasta este vestea bună a parabolei. Există unul care pledează pentru tine. Iisus Hristos mijlocește, te apără, se pune între tine și stăpân ca să-ți apere cauza. Intervine. Este unul care pledează, intervine, își spune cuvântul. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu este mai lungă decât crezi. Este o altă fațetă a veștii bune. Iisus Hristos pledează pentru tine. Dumnezeu este răbdător mai mult decât îți poți imagina. Mesajul parabolei nu este despre un Dumnezeu care așteaptă să pedepsească păcătoșii cu sete, ci despre un Dumnezeu încet la mânie, bogat în bunătate, care iartă fără de legea și răzvrătirea, dar nu ține pe cel vinovat drept nevinovat. Așa cum se prezintă Dumnezeu în Numeri 14 cu 18. Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu este mai lungă decât crezi. Întrebarea aplicativă este, de câtă vreme așteaptă Dumnezeu după tine? Cert este că El mai așteaptă încă un an. Nu cumva Dumnezeu încearcă să-ți spună ceva azi? Te mai las încă un an. Oricât ar însemna anul acela, te mai las încă un an, mai am răbdare cu tine, mai aștept să aduci rod, să crești, să progresezi. De ce îl mai lasă încă un an? Mesajul este foarte clar, ca să se pocăiască. De unde știm? Păi din contextul pildei. Pilda aceasta Iisus o dă imediat după ce vorbește mulțimii și le spune, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Întâmplarea cu galinienii, a căror sânge fusese amestecat cu, de Pilat cu jertfele lor. Pilat omoară niște galileeni care aduceau jertfe și le spune Iisus, credeți că acești galileeni au fost mai păcătoși decât voi toți ceilalți? Pentru că au pățit astfel, pentru că au fost omorâți? Eu vă spun, nu. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau cei 18 inși pe care a căzut turnul din Siloam și a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Deci Dumnezeu este îndelung răbdător. De ce? Ca să-ți ofere ocazie să te pocăiești. Și când spun a te pocăi, este în mod clar metanoia, schimbarea de gândire, la asta se referă răbdarea lui Dumnezeu. 2 Petru 3:9, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Pocăința este primul pas spre rodire. N-ai cum să rodești până nu este mai întâi pocăința. Așa că vestea bună a parabolei este că avem în ceruri un avocat, Iisus Hristos, care pledează pentru tine. Cealaltă fațetă, Dumnezeul, judecătorul în fața căruia pledează Iisus Hristos, avocatul, este îndelung răbdător, încet la mânie, gata să ierte. Și a treia fațetă, în timpul îndelungii răbdării lui Dumnezeu, Iisus îți asigură toate resursele necesare ca să rodești și să perseverezi în rodire. Așa spune istorioara lui Iisus, eu voi săpa în jurul lui, spune vierul, și voi pune gunoi. Sigur că putem spiritualiza expresia aceasta, dar este cât se poate de subiectivă orice spiritualizare. Ideea simplă și clară este aceasta, Iisus îți asigură resursele necesare, El se va ocupa de tine.
ca să rodești, să perseverezi în rodire, în perioada îndelungii răbdarea lui Dumnezeu. Asta este vestea bună a parabolei. Trebuie să fim sinceri și să recunoaștem că parabola are și o veste rea. Și anume, îndelunga răbdarea lui Dumnezeu este îndelungă, dar nu nesfârșită. Și asta îți poate da puțin fiori. Dar liniștea ți-o dă faptul că Dumnezeu este îndelung răbdător. Cineva pledează pentru tine, îndelunga lui răbdare este lungă și că Iisus îți poartă de grijă ca să poți rodi. Așa că pilda smochinului neroditor vorbește despre religia fără substanță. O religie promite o relegare a omului cu divinitatea prin diferite căi. Religia creștină promite viață veșnică, iertare de păcate. Așa că parabola țintește să fie și un avertisment. Religia creștină, credința creștină, fără roade, sterilă, nu își împlinește promisiunea pe care o face să ne relege de Dumnezeu, să intrăm în viața veșnică, să ni se iarte păcatele. O religie fără roade, sterilă, nu își poate împlini promisiunea aceasta. De ce? Pentru că stăpânul va veni și va tăia dacă nu vede rod. Și în încheiere, iarăși, pilda aceasta, parabolă, este genială. În câteva cuvinte, Iisus ne lasă, parabola spune mult mai mult decât avem impresia că spune. Iar încheierea este fascinantă. O ultimă observație practică. Parabola are o încheiere indecisă, un final deschis. Poate că de acum înainte va face roade. Poate, dar dacă nu face. A făcut smochinul acela roade? Habar n-avem. Știm cum s-a încheiat istoria cu Israel, dacă smochinul este Israel, poporul. Dar întrebarea practică este cum se încheie cu tine. Cu toți am fi curioși. Aș vrea în al patrulea an să vedem, a rodit smochinul sau nu? Habar n-avem. Pentru că rămânerea în el, rodirea, este responsabilitatea noastră. Așa că parabola are o încheiere indecisă, un final deschis. Finalul este al tău. Dumnezeu caută rod, așteaptă progres și îți prelungește oportunitatea de a-l obține pentru o vreme, doar pentru o vreme, oricât de inconfortabil sună. Ascultăm mesaje dulcege despre un Dumnezeu care ne primește, care ne îngăduie toate capriciile, care ne ajută să ne simțim bine. Un Dumnezeu care este un fel de bancomat divin, gata să-și trimită resursele dacă introducem codul PIN cel corect. Și dacă cumva Dumnezeul ăsta nu se poartă conform așteptărilor noastre, ne enervăm și îl amenințăm că ne descotorosim de el. Ei bine, până nu-l vedem pe Dumnezeu în înfricoșătoarea sa mărime și măreție, nu vom putea aprecia cum se cuvine faptul că a ales să ne iubească, să ne facă bine. În schimb, când ne plecăm înaintea Lui fără pretenții, cerând îndurare, cerându-I încă un an, ceva minunat se întâmplă. În loc să ne spulbere, se apleacă, ne ridică capul, ne atinge cu harul Lui, ne înfiază și ne dă o moștenire. Parabola smochinului neroditor este o povestire cu tâlc, un tâlc optimist. Te lasă nu cu ce nu ai făcut până acum, ci cu potențialul pe care îl ai de aici înainte. Da, te obligă să arunci o privire înapoi, dar îți lasă finalul deschis. Există speranță. Există potențial să faci altfel de acum înainte. Dacă cumva la autoexaminarea pe care Duhul Sfânt ne-a făcut-o fiecăruia într-un mod personal și specific, un iz de frământare, de tristețe, de nesiguranță s-a născut în noi, să ne aducem aminte, parabola nu te lasă cu ceea ce n-ai făcut până acum,
ci vrea să te lase cu potențialul pe care îl ai de aici înainte. Sir Edmund Percival Hillary, alpinistul neozelandez, faimosul alpinist neozelandez, vorbea în fața unui grup de tineri după încă o încercare nereușită de a cuceri vârful Everest. Era în anul 1952. O încercare nereușită, se întoarce acasă, vorbea în fața unei audiențe pline de tineri. Pășind pe scenă, s-a întors cu fața spre ecranul din spatele lui. Ecran care îl înfățișa pe maestuosul vârf Everest, de necucerit până atunci. Și cu un gest plin de forță, de determinare, de potențial, s-a întors cu fața spre ecran, a ridicat pumnul spre el și a rostit, citez: "Tu, munte Everest, tu ai crescut atât cât ești, mai mult nu poți crește. Eu însă pot." Am încheiat citatul. Și astfel, pe 29 mai, anul următor, 1953, Edmund Hillary, împreună cu Tenzing Norgay, a devenit primul om care a cucerit Everestul. La întoarcerea sa, a fost înnobilat, numit cavaler de către regina Elisabeta a II. La nobilare a spus următoarele cuvinte, citez: "Omul nu poate decide să fie extraordinar. În schimb, el poate decide să facă lucruri extraordinare." Am încheiat citatul. Ce are asta face cu noi? Munții din viața ta sunt atâta cât sunt. Ei nu mai pot crește, tu însă poți. Dumnezeu îți mai împrumută încă un an ca să crești și să rodești și să ajungi să fii înnobilat de către regele. Vă invit să plecați capul, să închidem ochii. Pentru că până la urmă toată întâlnirea noastră de astăzi și de fapt din fiecare duminică este sterilă, este goală, este fără putere, este timp pierdut dacă Dumnezeu nu ne vorbește. Și cred că El încearcă să o facă în fiecare duminică, în fiecare zi a săptămânii. Astăzi a fost vremea, tema rodirii și a nerodirii împreună cu implicațiile ei. Dumnezeu așteaptă roade de la tine. Roada înseamnă creștere personală, edificarea bisericii, slujirea altora și lărgirea împărăției. Cum rodim, rămânând în El. Cum rămânem în El, cunoscând și păzind credința adevărată, trăind în ascultare de El și având relații, dezvoltând relații semnificative și sănătoase cu cei de lângă noi. Astfel, Dumnezeu ne pune în tot felul de situații de viață în care să putem rodi. Dumnezeu așteaptă creștere, nu putem rămâne unde suntem. An de an își vizitează, ne vizitează, zi de zi ne vizitează. Să ne vadă, să ne măsoare creșterea. Pentru că necreșterea are implicații. Și Dumnezeu în mila Lui mai așteaptă după noi. Răbdarea Lui este îndelungă, chiar dacă nu e nesfârșită. Cum se încheie parabola aceasta cu tine? Te lasă cu ce nu ai făcut până acum, cu eșecurile de până acum, cu nereușitele, ci te lasă cu potențialul pe care îl ai de aici înainte. Urmează o perioadă în care poți crește și rodi, pentru că Iisus Hristos
pledează pentru tine, se îngrijește de tine, îți oferă resursele de care ai nevoie ca să aduci rod în al patrulea an, rod ce se cuvine lui Dumnezeu. Ajută-ne!